Doamnelor și domnilor, bună seara, Hristos a înălțat și bun găsit la un nou grupaj informativ. Credincioșii ortodoxi au fost astăzi în sărbătoare. Astăzi a prăznuit înălțarea Domnului sau ispasul. Bisericile au fost pline de credincioși care au venit să se roage pentru sănătate și pace în lume. Înălțarea Domnului a fost un eveniment din istoria bisericii care s-a petrecut în văzul oamenilor, în lumină și în plină zi. Cel puțin ucenicii Mântuitorului au fost prezenți la înălțarea sa pentru ca întreaga lume să cunoască prin ei că Iisus Hristos s-a înălțat la cer cu trupul transfigurat prin înviere. După înălțarea la cer, apostolii au devenit martorii lui Hristos, propovăduind Evanghelia din Ierusalim până în Palestina și în țările și centrele din Marea Mediterană, respectiv Antiohia, Corint și Efes. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește la înălțarea Domnului și ziua de pomenire a eroilor neamului românesc. Înălțării sunt legate foarte multe credințe, una dintre ele fiind că cerul rămâne deschis între Paște și Înălțare, iar oamenii care mor în această perioadă ajung direct în rai, fără să mai treacă prin judecata de apoi. Potrivit credinței, Iisus ar fi avut legate de brâu frunze de nuc în ziua Înălțării, iar oamenii fac același lucru astăzi. De asemenea, în alte zone, credincioșii își dau cu leuștean pe corp pentru a se feri de boli și de alte rele. Și vitele trebuie să fie bătute cu frunze de leuștean pentru a fi sănătoase și să nu se prindă vrăjile de ele. Tot astăzi se culeg flori, frunze sau ramuri de paltin, nuc, alun sau leuștean pentru că ar avea puteri vindecătoare. De înălțarea Domnului sunt pomeniți eroii neamului. Autoritățile locale și județene, în colaborare cu garnizoana Focșani, au organizat astăzi la mausoleul eroilor din Focșani un ceremonial militar și religios de comemorare a celor care s-au jertfit pentru neam și patria lor. Militarii garnizoanei Focșani, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, au sărbătorit astăzi Ziua Eroilor și Martirilor Neamului Românesc, prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la Mausoleul Eroilor Sud. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pe sacrificiile eroilor neamului se bazează statul de astăzi. Poporul român a ales de câteva zeci de ani să-și comemoreze și eroii în această zi înălțătoare, eroii neamurilor, eroii neamului românesc, eroii care au murit de-a lungul veacurilor pentru ceea ce noi avem astăzi. Eroi care, cu prețul sângelui, dar mai ales cu sacrificiul suprem, au luptat pentru familie formată din bărbați și femeie, au luptat pentru limba românească, au luptat pentru granițele țării românești întregite, au luptat pentru dreptate și adevăr, au luptat pentru ca noi să avem ceea ce ne-au lăsat cu limbă de moarte. Astăzi este o zi cu o simbolistică aparte, în care, pe lângă bucuria înălțării Domnului, ne îndreptăm gândurile cu recunoștință către toți eroii neamului. Aceștia și-au dedicat viața crezului de a-și sluji țara. În această zi, mai mult ca oricând, vă îndemn să privim cu respect către trecut și să prețuim memoria celor care au făurit poporul român și au protejat, cu prețul vieților, granițele patriei. Prin jertfa lor, noi existăm astăzi ca popor liber și demn. Astăzi sărbătorim nu doar momentul înălțării Mântuitorului nostru, ci și Ziua Eroilor, așa cum s-a stabilit după primul război mondial, în semn de recunoștință față de cei care și-au dat viața pe fronturile de luptă pentru făuria României mari și unirea românilor într-un singur stat. Atunci, prin decretul lege din 4 mai 1920, Ziua Eroilor a fost decretată sărbătoare națională pentru a fi celebrată religios, militar și național în Ziua Înălțării.
Păstrând această tradiție de onoare, ne-am adunat astăzi de Sfânta Sărbătoare Creștină ca să ne omagiem eroii și să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. După alocuțiunile oficialităților s-au depus coroane de flori. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea militarilor. Aproape 200 de copii din comuna Garoaf au primit în dar biciclete. Autoritățile locale au apelat la sponsori pentru a le face o bucurie celor mici, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, care a fost marcată astfel în avans. Bucurie imensă astăzi la școala Garoafa și în întreaga comunitate. Părinți, copii, autorități locale, județene au marcat în avans Ziua Copilului. A fost un bun prilej pentru ca primarul Laurențiu Diaconu, ajutat de mai mulți sponsori extrem de generoși din comună și nu numai, să dăruiască copiilor din clasele 1-5 biciclete. În total aproape 200. Cadourile au fost împărțite în cadru festiv astăzi în zi de sărbătoare. Mă bucur că suntem astăzi împreună. Pentru școala gimnazială Emil Atanasiu Garoafa, astăzi este o zi deosebită din trei motive. Astăzi este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, este ziua eroilor și sărbătorim în avans ziua de 1 iunie, ziua copilăriei. Zic că este o zi deosebită, specială pentru noi, pentru copiii comunei Garoafa, pentru că astăzi, după... Eu vă spun sincer că sunt în această școală de ceva vreme. Părinții pot confirma că au fost elevii mei de ieri, că nu mi s-a întâmplat în toată activitatea ca profesor în această unitate ca de 1 iunie să fie atât de bogată această sărbătoare. Și acest lucru se datorează domnului primar, efortului care l-a făcut dumnealui pentru această activitate. Într-adevăr, e o sărbătoare la nivel de comuna Garoafa, pentru că am la activ mai multe mandate de consilier local, un mandat de viceprimar și acum edil al comunii Garoafa. Nu s-a întâmplat niciodată un eveniment așa de mare, din câte știu eu, exact ca a zis, cum a zis și doamna director. Avem o surpriză pentru copiii de 1 iunie, cu datorită unor sponsori de bună credință, în luna decembrie, împreună cu consilierii locali și primăria Garoafa, am mers la sponsor nu numai din comuna Garoafa, în care ne-a ajutat și am descoperit că este o sumă mai măricică pentru noi. O parte din acea sumă am dat la pomul de iarnă și acum am decis să alocăm la școala din Garoafa și școala din Ciujlea câteva biciclete. Este vorba de 187 de biciclete care le mânăm astăzi copiilor. Două, trei cuvinte aș vrea să spun și părinților și copiilor. Prima dată copiilor, în care astăzi le mânăm o diplomă, zicem noi, primăria Garoafa, bucurie pentru un suflet. Bucuria să-ți lumineze echipul, iubirea să-ți mângâie sufletul, inocența să te însoțească mereu. La mulți ani, copil drag!
La școala Garoafa există un învățământ de calitate, cu copii implicați, cu dascăli implicați și cu părinți implicați. Și, nu în ultimul rând, cu reprezentanții comunității locale deosebit de implicați, domnul primar este alături de dumneavoastră și este foarte atent la modul în care se desfășoară actul educațional și vă felicit, domnule primar, pentru acest lucru. Astăzi, în această zi frumoasă, atât de frumoasă ca și locuitorii comunii Garoafa, este o surpriză și o bucurie pentru noi toți. De ce? Pentru că domnul primar, împreună cu consilierii de aici, au gândit să facă această bucurie a copiilor. Bucuria lor este și bucuria noastră. Autoritățile județene au felicitat autoritățile locale pentru această inițiativă. Copiilor le doresc, pentru că sunt plini de zâmbete, le doresc să creadă în visele lor, să fie ambițioși și foarte important să-și asculte părinții și cadrele didactice. Aici, la Garoafa, într-adevăr, este o echipă extrem de frumoasă și mă refer și la partea administrativă și la partea educativă, dar mă refer mai ales la comunitatea din Garoafa, pentru că vă cunosc, vă știu. Garoafa este formată din oameni frumoși, oameni harnici și muncitori și credeți-mă că meritați tot ceea ce este mai bun. Aș vrea să-i întreb pe copiii dacă ei sunt bucuroși de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Sunteți bucuroși? Bravo! Bravo! Nici nu ați avea cum să nu fiți bucuroși când așa daruri frumoase sunt în fața dumneavoastră. Și i-aș felicita în mod special pe sponsori, pe domnul primar, care s-a îngrijit ca aceste fonduri să fie atent îndrumate, atent direcționate, și sunt convins că și pe viitor lucrurile vor fi din ce în ce mai bune. Bucuria copiilor care au primit bicicletele a fost nemărginită. Abia așteaptă să le folosească în timpul liber, mai ales că se apropie vacanța de vară. Carmen, în ce clasă ești? A treia. A treia? Ce zici de bicicleta asta? Îți place? Da, este foarte frumoasă. Ce ai să faci cu ea? Crina. Am să mă plin cu ea. Crina. Locuiești aici, în Garoafa? Nu, la Răchitosu. La Răchitosu? Da. Și acolo ai unde să te plin cu bicicleta? Am unde să mă plin. Dar să fii atentă, da? Sunt foarte atentă. Foarte atentă. Succes. Uite, altă fetiță drăguță. Mihaela. Mihaela, de unde ești, Mihaela? Din Garoafa. Te bucuri că ai bicicleta asta? Da. Ce ai să faci cu bicicleta? O, să mă plimb. Pe unde? Pe drum, pe sat. Pe drum, pe locuri unde nu sunt probleme, da? Da. Cum Mirela, Andrei. Andrei, în ce clasă? Mirela. A treia. A treia. Mirela, făcut curățenie. Ce zici de bicicleta asta? Îți place? Îmi place, numai că eu vreau una albă, că am 1,45 m și mai... Vrei una albă? Da. Ei, lasă că e frumoasă și asta albă. E frumoasă, dar... În schimbul darurilor, copiii, elevii școlii gimnaziale Emil Atanasiu din Garoafa au oferit tuturor celor prezenți un scurt program artistic. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Pe 29 mai 2023, Ateneul Popular din Focșani va împlini 96 de ani de la punerea pietrei de temelie. Cu această ocazie, reprezentanții instituției de cultură v-au pregătit multe surprize, începând de luni 29 mai și care se vor întinde pe tot parcursul săptămânii viitoare. Vorbim despre un recital al bursierilor Pastia, un concurs de muzică ușoară Florile Dragostei și Festivalul Coral pentru Tineri. O invitație la cultură vă adresăm pentru săptămâna care începe cu aniversarea zilei Ateneului, 29 mai, atunci când, cu 96 de ani în urmă, s-a pus piatra de temelie a ceea ce înseamnă al doilea lăcaș de cultură din fondurile filantropului Maior Gheorghe Pastia. Vom celebra cu un concert al bursierilor de 4 ani încoace, beneficiari ai fondurilor din dorința maiorului Pastia, inclusiv cei noi, cei care din toamna acestui an vor beneficia de cei 7200 de lei anual.
Alături de ei, două profesoare, două modele, două soprane, Cristina Chițimia și Iuliana Dima, cele care le-au fost modele acestor bursieri și nu numai. Continuăm sărbătorirea Zilei Ateneului în data de 30 cu un concert al celor două formațiuni corale ale Ateneului, Corul Pastorala și Corul Pastia, dirijate de domnul profesor dr. Sândulachi și profesor Drilia Ionuț, alături de care prietenii noștri din Centrul de Excelență Vrancea vor prezenta două scenete în limbi străine, bineînțeles cu traducere. De asemenea și poezia își are locul ei în acel spectacol din 30 mai, ora 17. Iar apoi continuăm cu Florile Dragostei, un eveniment dedicat celor mici, pe care de 4 ani nu l-am mai ținut din cauza pandemiei și care acum are un succes enorm pentru că la preselecții juriu va avea foarte mult de lucru. Până la ora aceasta avem deja peste 50 de candidați înscriși. Continuă înscrierile până vineri 26 mai. Iar apoi de zilele 1, 2, 3, 4... împreună cu Primăria Focșani și domnul primar Cristi Valentin Miseilă, v-am pregătit o grămadă de surprize pe care vă invităm să le vedeți alături de noi în Piața Unirii. O femeie din Focșani a murit în timp ce se afla la slujba de înălțare. La fața locului a ajuns o ambulanță, dar din păcate pentru femeia de 86 de ani nu s-a mai putut face nimic. O bătrână de 86 de ani care a venit astăzi la biserica de pe strada mare a Unirii din Focșani pentru a participa la slujba de înălțare a murit. Întrucât femeia s-a simțit rău și a leșinat, în jurul orei 8 a fost solicitată ambulanța. Într-o informare venită din partea reprezentanților serviciului de ambulanță județean Vrancea, la solicitare s-a deplasat un echipaj tip B2 cu asistent care a identificat o persoană de 86 de ani, sex feminin, aflată în stop cardiorespirator. S-au început manevrele de resuscitare cardiopulmonară avansate. La solicitare s-a deplasat și un echipaj cu medic. Manevrele de resuscitare au continuat timp de 45 de minute fără rezultat pozitiv, medicul declarând decesul pacientei. Cazul a fost preluat de echipa de medicină legală, după cum au precizat reprezentanții SAJ Vrancea. Profesor universitar dr. Constantin Dulcan revine la Focșani joi 15 iunie 2023, atunci când va lansa cartea intitulată Calea Vindecării, Pacea dintre Inimă și Minte. Evenimentul este programat să înceapă la ora 18 și este găzduit de Ateneul Popular din Focșani. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. După câteva zile calde și cu soare, sunt prognozate ploi, care vor avea și caracter de furtună, inclusiv pe parcursul zilei de mâine. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla de la moderat către intens. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade, iar cele maxime între 23 și 25 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!